de conformitate al proiectului rețeaua de comunicare fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești. Raportor Mariana Spoială. Poftim, Mariana. Stimați domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, onorată audiență, stimați colegi, în discursul prezentat o să mă expun succint asupra rezultatelor auditului de conformitate al proiectului înaintat spre examinare și aprobare în cadrul ședinței plenare a Curții de Conturi. Curtea de Conturi, în perioada anilor 2014-2015, în contextul evaluării mecanismului existent în coordonarea asistenței externe oferite Republicii Moldova în domeniul securității frontierei de stat, a realizat o misiune de audit al performanței, ce s-a axat inclusiv și pe evaluarea durabilității rezultatelor proiectului auditat. În cadrul acestei misiuni s-a atestat o serie de deficiențe în gestionarea proiectului în faza 1, care au generat probleme de natură juridică, soldându-se cu imposibilitatea preluării în proprietatea statului a unor elemente de infrastructură aferente rețelei TETRA. Respectiv, actuala misiune de audit a fost inițiată ca urmare a neclarităților sensibilizate anterior, având ca scop diminuarea riscului de înstrăinare ilegală a unor bunuri obținute în cadrul realizării fazei 1 a proiectului. Astfel, acțiunile auditului s-au focusat pe evaluarea conformității realizării angajamentelor asumate de către actorii cheie responsabil de realizarea acestei faze, cu identificarea problemelor care au afectat durabilitatea rezultatelor. Cu toate că, în cadrul misiunii de audit, echipa a utilizat toate instrumentele posibile în vederea obținerii probelor de audit suficiente și adecvate necesare pentru clarificarea obiectivă a situației atestate, însă, urmare obținerii unor informații contradictorii, refuzului agenților economici rezidenți implicați în realizarea fazei 1 a proiectului de a prezenta documentele justificative solicitate și inexistența pârghiilor de a-i obliga să colaboreze, echipa de audit nu și-a putut fundamenta o concluzie generală corespunzătoare situației create. Astfel, prin acest raport, Curtea de Conturi dorește să sensibilizeze Parlamentul, Guvernul, societatea civilă, publicul larg, orice parte interesată referitor la problemele și riscurile majore persistente la gestionarea rețelei TETRA. În slide-urile următoare puteți vizualiza ce prezintă în sine această rețea TETRA. Urmare, realizării activităților de audit au fost evidențiate un șir de factori și multiple incertitudini care au dus la situația atestată, pe care le voi elucida după cum urmează. În procesul de subcontractare a lucrărilor și serviciilor aferente construcției celor 28 de locații, nu s-a respectat prevederea contractuală referitor la obținerea obligatorie a autorizării din partea autorității contractante. În rezultat, nici subcontractorul rezident și nici cei 6 subantreprenori rezidenți n-au fost autorizați de a presta servicii și de a executa lucrări de construcție aferente rețelei TETRA. Concomitent, auditul a constatat
că însăși contractorul nu a respectat această prevedere, având relații contractuale la direct cu subcontractorul rezident. Cu toate acestea, în favoarea subcontractorului rezident, atât de către Ericsson AB, cât și de reprezentantul zonal al acestuia din România, i-au fost efectuate plăți în valoare de 31.200 euro și respectiv 63.000 dolari SUA, fapt confirmat și în raportul de expertiză judiciar contabile, întocmit de către Centrul Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției. În același timp, la solicitarea echipei de audit, a confirmării sau infirmării unor posibile datorii existente în situația dată, subcontractorul rezident nu a dat curs acestei cereri. Prin urmare, incertitudinea acestor circumstanțe generează riscul major de apariție a unor litigii și pe acest segment. Incertitudini atestate la etapa semnării documentelor confirmative de executare a lucrărilor la 29 de locații prevăzute în cadrul fazei 1 a proiectului. Modul de finanțare a executării lucrărilor aferente proiectului faza 1 a fost stabilită de către autoritatea contractantă după principiul achitarea mijloacelor financiare în contum de 90% după executarea lucrărilor și obținerea din partea beneficiarului a preavizelor de acceptare a calității lucrărilor executate la fiecare etapă de implementare. Verificările efectuate pe acest segment au atestat situații contradictorii aferente termenelor și modului de acceptare a lucrărilor executate. Astfel, contractorului i-au fost prezentate de către subantreprenorul din România documentele confirmative de finalizare a lucrărilor menționate, acestea fiind semnate de ex-directorul Serviciului Grăniceri și subantreprenorul din România la 27 august 2010 sau la expirarea a numai 50 de zile de la data încheierii contractului cu subcontractorul rezident. De facto, auditul, reieșind din eșantionul stabilit, a constatat că la 11 din cele 29 locații lucrările menționate erau doar la etapa incipientă. Totodată, potrivit dosarelor tehnice deținute în prezent de Departamentul Poliției de Frontieră, documentele ce atestă acceptarea lucrărilor executate integral la cele 29 de locații au fost semnate doar în lunile noiembrie-decembrie 2011 de către toate părțile implicate în proiect. Situația incertă generată de semnarea la 27 august 2010, zi de sărbătoare națională, a documentelor confirmative de executare a lucrărilor, a fost expusă și în raportul întocmit de către angajatul Centrului Național Anticorupție. Urmare investigațiilor efectuate, s-a stabilit că lucrările care urmau a fi demarate au fost prezentate finanțatorilor ca deja executate și acceptate. Scopul urmărit prin semnarea acestor documente era dictat de intenția de a debloca fondurile europene în beneficiul subantreprenorului din România, pentru ca ulterior din aceste surse să fie posibilă realizarea propriu-zisă a lucrărilor. Ca rezultat al probelor acumulate de către organul competent a fost inițiată procedura penală, materialele fiind expediate ulterior organelor procuraturii pentru a fi anexate la o cauză penală aflată în curs de instrumentare. Expertiza judiciară a atestat situații de neonorare integrală a obligațiunilor asumate de subcontractorul rezident față de unii subantreprenori contractați la etapa a doua în cadrul implementării fazei 1 a proiectului. Expertiza judiciar contabilă a stabilit refuzul subcontractorului rezident de a recunoaște și a consemnului rezident de a recunoaște și a consemna unele acte de execuție
a lucrărilor și serviciilor realizate de către doi subantreprenori rezidenți, motiv din care subcontractorul rezident nu putea intra în posesia bunurilor realizate. Astfel, de către subcontractorul rezident n-au fost acceptate integral lucrările executate de către subantreprenorul rezident 1 în valoare totală de 3,3 milioane lei. Pe de altă parte, însăși subcontractorul rezident a transferat mijloace bănești în favoarea acestuia în sumă totală de 2,4 milioane lei. O parte din lucrările executate de către subantreprenorul rezident 3, valoarea cărora însumează 0,3 milioane lei. Totodată, raportul de expertiză judiciar-contabilă elucidează și faptul că subcontractorul rezident a acceptat și a achitat integral lucrări în valoare de 6,9 milioane lei contractate cu subantreprenorul rezident 6, în timp ce acestea fizic nu au fost executate, fiind transmise doar documental la aceeași valoare. Aceeași situație se atestă și pentru subantreprenorul rezident contractat de către acest subantreprenor, care a transmis ultimului doar prin documente la aceeași valoare lucrări, de facto neexecutate și în lipsa contractului, nedispunând nici de licență în domeniul construcției și prestării serviciilor în telecomunicații, precum și de capacități tehnice și de resurse umane necesare pentru îndeplinirea unui astfel de volum de lucrări. De asemenea, acest raport de expertiză atestă existența datoriilor între subcontractorul rezident și cei patru subantreprenori rezidenți care au declanșat litigii soldate cu aplicarea sechestrelor, valoarea cărora însumează 3,8 milioane lei. Datele aferente situației constatate sunt prezentate în slide. Suplimentar, în raportul de expertiză judiciar-contabilă, referitor la situațiile financiare înregistrate între subantreprenorul din România și subcontractorul rezident, s-a menționat faptul că în perioada 25 august 2010 - 7 decembrie 2011, ultimului i-au fost transferate mijloace financiare în sumă totală de 1.237.600 euro. La rândul său, subcontractorul rezident, remițându-i acte de executare a lucrărilor și transmitere a bunurilor în valoare totală de 1.314.500 euro. În vederea clarificării situației atestate, pe parcursul misiunii de audit, Procuratura Municipiului Chișinău, în cadrul asistenței juridice acordate de autoritățile de drept din România, a solicitat subantreprenorului din țara rezidente informații concludente referitor la raporturile contractuale, însă până la momentul finalizării misiunii, răspunsul nu a parvenit. Situații incerte au fost atestate și de către audit privind caracterul veridic atât al studiilor topogeologice care au stat la baza întocmirii unor proiecte de execuție, cât și a autenticității cărților tehnice. În cadrul discuțiilor dintre echipa de audit și subcontractorul rezident, acesta a afirmat că subantreprenorul rezident 1, în cazul dat având calitate de proiectant, a întocmit proiecte de execuție pentru cele 16 locații în lipsa studiilor topogeologice. Mai mult ca atât, acesta din urmă a recurs la fals în documente aferente prestării serviciilor de proiectare a lucrărilor, fapt confirmat și de către compania indicată în acestea. Se exemplifică că, conform eșantionului stabilit, 11 din cele 16 proiecte de execuție, întocmite de către subantreprenorul rezident 1, fac trimitere la studiile topogeologice efectuate expres de compania indicată în proiectele de execuție. Totodată, rapoartele de verificare
întocmite de către Serviciul de Stat pentru verificarea și expertizarea proiectelor în construcții, în perioada ianuarie-mai 2011, de asemenea, fac trimiterile la studiile topogeologice realizate de către această companie. În schimb, documentația tehnică deținută de către Departamentul Poliției de Frontieră conține studii topogeologice datate cu lunile august-septembrie 2011 și sunt întocmite de o altă companie de proiectare. În alt caz, auditul a constatat existența concomitentă a două cărți tehnice ce țin de construcția locației din Toceni cu diferențe într-o serie de date. Astfel, Departamentul Poliției de Frontieră deține cărți tehnice ale construcțiilor aferente tuturor locațiilor construite în cadrul fazei 1 al proiectului, care i-au fost predate de către contractor, iar subcontractorul rezident a declarat că deține un alt set de cărți tehnice aferente acelorași locații. Solicitarea ulterioară a echipei de audit adresată subcontractorului rezident de a prezenta cărțile tehnice aferente și altor locații a rămas fără răspuns. Prin urmare, în lipsa unor probe concludente, persistă un risc major referitor la autenticitatea cărților tehnice și veridicitatea conținutului acestora. Reprezentantul Serviciului de Grăniceri a semnat certificatul de acceptare provizorie în condițiile existenței sechestrelor pe o serie de bunuri rezultate din implementarea fazei 1 a proiectului. Modalitatea și termenele de implementare a etapelor cheie ale proiectului faza 1 se poate vizualiza pe slide. Astfel, urmare probelor acumulate, auditul a constatat că autoritatea contractantă, la 1 septembrie 2009, a emis ordinul de începere a lucrărilor. Implementarea operațională a lucrărilor, de facto, a durat 31 de luni față de termenul prevăzut de 24. Extinderea termenilor de executare a lucrărilor a fost condiționată de extinderea acoperirii însăși rețelei Tetra. Inițial era prevăzută construcția a 33 de locații, iar ulterior fiind inclusă construcția a încă 7 locații. Remedierea lucrărilor nefinisate sau executarea necalitativă a acestora. Evaluarea calității lucrărilor executate la solicitarea autorității contractate de către un alt expert independent. Declanșarea litigiilor între subcontractorul rezident și subantreprenorii contractați de către acesta. Existența documentației tehnice incomplete pentru lucrările executate la construcția locațiilor. Certificatul de acceptare provizorie a fost semnat de către autoritatea contractatorie, a fost semnat de către autoritatea contractată, contractor și beneficiar, reprezentant din șeful Serviciului Grăniceri, la 30 aprilie 2012, care au confirmat că componentele rețelei Tetra sunt livrate, instalate, testate și corespund specificațiilor tehnice prevăzute în contractul de livrări. Prin urmare, beneficiarul a certificat existența și funcționalitatea rețelei Tetra în condițiile în care o serie de bunuri componente ale acesteia, cu valoarea totală de 2,3 milioane lei, prezentate în slide, începând cu luna martie 2012, erau sechestrate. Ulterior, conducerea Departamentului Poliției de Frontiere a refuzat să semneze certificatul de acceptare finală în vederea evitării problemei existente de ordin juridic, respectiv și perioada de garanție a fost prelungită de la 24 până la 33 de luni. La 3 noiembrie 2014, subantreprenorul din România, prin declarația sa, a informat Departamentul Poliției de Frontiere despre faptul că serviciile și bunurile aferente proiectului au fost realizate în totalitate corespunzător tuturor condițiilor contractuale
și predate integral către Ericsson AB. Între timp, și Ericsson AB, având calitatea de reprezentant al contractorului, a remis la 16 decembrie 2014 Departamentului Poliției de Frontiere o scrisoare din garanție, prin care declară și garantează că obiectele ce urmează a fi predate beneficiarului în conformitate cu contractul, privind livrarea și implementarea complete a unui sistem integrat TETRA, sunt libere de vicii materiale și de natură juridică și nu există pretenții ale unor terțe persoane cu privire la dreptul de proprietate asupra acestor obiecte, precum și va repara orice prejudiciu cauzat Departamentului Poliției de Frontiere în conformitate cu legislația aplicabilă. În circumstanțele descrise, certificatul de acceptare finală a fost semnat la 11 februarie 2015 de către autoritatea contractantă și contractor, fără semnătura beneficiarului, deși potrivit cerințelor, acesta urma să consemneze documentul dat. Situația existentă, și anume, sechestrele aplicate ca urmare a declanșării litigiilor între subcontractorul rezident și cei patru subantreprenori rezidenți, au făcut imposibilă transmiterea bunurilor către beneficiar. Departamentul Poliției de Frontiere, în perioada realizării misiunii de audit, a expediat o scrisoare în adresa Ericsson AB, semnalând că scrisoarea de garanție, eliberată de acesta, nu și-a produs efectul, însă până la momentul finalizării auditului, nu a parvenit niciun răspuns referitor la problema expusă. Pe lângă acestea, auditul menționează că în baza încheierilor executorului judecătoresc este inițiată procedura de executare silită, reglementată de codul de executare și, în cazul dat, scrisoarea de garanție nu poate produce efecte juridice asupra acestei proceduri. Multiple incertitudini și litigii au generat obstacole majore în valorificarea de către stat a dreptului de proprietate asupra bunurilor obținute în rezultatul implementării fazei întâi a proiectului. Neclaritățile asupra faptului care bunuri constituie obiectul măsurilor de executare silite, rezultate din multiple litigii, au determinat nepreluarea în proprietate de către Departamentul Poliției de Frontiere, precum și nereflectarea în evidență contabilă a unui șir de bunuri obținute, și anume 28 de turnuri de telecomunicații și 16 cabine tehnice, precum și alte elemente de infrastructură, a căror valoare estimată de către audit însumează 1,9 milioane euro. În consecință, persistă un risc major de obținerea dreptului de proprietate de către terți persoane private asupra bunurilor destinate consolidării securității frontierei de stat a Republicii Moldova, realizate grație asistenței financiare oferite de Uniunea Europeană. Deși, anterior realizării actuale misiunii de audit, începând cu luna mai 2014, atât Departamentul Poliției de Frontiere, cât și alte părți interesate au întreprins mai multe măsuri în vederea soluționării problemei, dar fără nici un rezultat. Astfel, Curtea de Conturi își exprimă îngrijorarea privitor la nesoluționarea până în prezent a problemelor de ordin juridic generate în cadrul fazei întâi a proiectului, precum și referitor la riscurile identificate aferente rezultatului implementării acestui proiect, de o importanță strategică pentru Republica Moldova. Prin urmare, este stringent necesar ca instituțiile statului, de competența cărora ține soluționarea problemelor constatate, să intervină prompt și cu măsuri de rigoare într-o depășire situației create, în vederea evitării compromiterii funcționalității și securității sistemului TETRA, având efecte negative atât asupra securității frontaliere naționale, inclusiv pentru stat și societate, cât și asupra securității internaționale. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mulțumesc frumos. Poftim, membrii curții, la raportor, ce întrebări aveți. Poftim, domnul Șoicu.
Doamnă Spoială, până ne exprima îngrijorarea vis-a-vis de utilizarea surselor financiare administrate în cadrul proiectului respectiv, eu aș vrea să înțeleg un lucru simplu. Cine este o autoritate contractantă? Nu numiți autoritate contractantă, ea are numire. Prin intermediul, eu am înțeles prin intermediul ei se execută finanțarea proiectului. Toate celelalte excursii, pe subantreprenori, subcontractanți, la, nu are treabă curtea de conturi. Este autoritatea contractantă pentru ca cei subcontractanți, culeși, aleși și așa mai departe, este responsabilitatea celuia care răspunde de finanțarea proiectului. Noi avem treabă cu autoritatea contractantă. Cine e? Cum se numește? Autoritatea contractantă este delegația Uniunii Europene din Republica Moldova și a încheiat un acord, un contract de livrare cu consorțiu dintre Ericsson IB și Motorola. Dar toate problemele se răsfrâng asupra autorității respective. Celelalte, cine ei au luat, ce au făcut, cum au derulat proiectul, care sunt condițiile, o sumedenie de dosare penale deschise pe parcursul anilor. Nu înțeleg, și eu trebuie să-mi exprim îngrijorarea, am o ia că cineva a luat o firmă din România și aceia nu și-au făcut treaba, după care nu vor să de careva explicații misiunii Curții de Conturi. Ei nu sunt obligați de vouă răspunsuri. Mai mult ca atât, dacă ei sunt și privați, apoi... Bună ziua! Eu vreau să înțeleg unde... Bună ziua! Eu vreau să înțeleg unde eu trebuie să... Unde e partea mea, unde eu trebuie să fiu îngrijorat. Eu sunt îngrijorat față de autoritatea care e responsabil, a administrat banii respectivi, indiferent cum se cheamă. În rest, ei sunt relațiile mai departe, lasă să le facă. Prin intermediul procuraturii, dacă ei nu și-au făcut treaba. Dar nu curtea de conturi. Eu nu-ți mă duc să-i caut nici pe cei din România, nici pe ceilalți de prin Grecia, de pe unde mai sunt ei. Și tot așa. Mulțumesc. Bine, da. Poftim, da. Așa, referitor la actuala misiune de audit de conformitate, au fost incluse două persoane din cadrul Direcției Audit al Performanței. Această etapă de executare a auditului a derulat începând cu 17 decembrie 2015 până la 1 iunie 2016. Ulterior s-a proces la etapa de raportare. Clar. Acum, care este valoarea Curții de Conturi rezultatul realizării acestei misiuni? Prin aducerea și sensibilizarea tuturor instituțiilor statale care sunt de competență cărora ține să rezolve și să depășească această situație. Noi, prin acest audit, am venit cu un raport prin care dorim să soluționăm această întrebare. Noi am dorit să soluționăm și să depășim și în cadrul misiunii de audit, fiind întreprinse un șir de acțiuni și au fost utilizate toate probele posibile de către echipa de audit. Dar nu s-au soldat cu rezultate, nefiind primite răspunsurile concludente din partea părților care sunt implicate în realizarea fazei întâi a proiectului, având statut de persoane juridice nerezidente. În astfel de condiții, noi nu putem obliga. Cu toate acestea, și contractorii și subcontractorii rezidenți, în unele cazuri, n-au prezentat documente confirmative, justificative din prima sursă, pentru ca echipa să-și formuleze o concluzie generală, obiective corespunzătoare la situații atestate. Totodată, vreau să accentuez încă o dată că, deși Departamentul Poliției de Frontieră în enumărate ori s-a adresat la toate instituțiile implicate ale statului, de competența cărora noi socotim că ține rezolvarea acestei probleme, dar timp de un an jumate nu s-a soldat cu niciun efect. În acest context aș vrea să menționez că în opinia noastră și în opinia mea și a auditorilor este necesar de informat că acest acord de finanțare a fost semnat la nivelul Guvernului Republicii Moldova și Delegația Uniunii Europene.
Dar, ținându-se cont că, începând cu anul 2012, Departamentul Poliției de Frontiere nu mai este o instituție la nivelul autorității publice centrale, adică care să reprezinte guvernul, în acest caz este necesar ca Ministerul Afacerilor Interne, deja instituția nemijlocit superioară acestei instituții, în subordinea căreia se află Departamentul Poliției de Frontiere, în comun cu Cancelarea de Stat, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, să înainteze o scrisoare oficială din partea Guvernului Republicii Moldova către Delegația Uniunii Europene în vederea inițierii unui dialog comun și cu includerea în acest dialog a însăși contractorului pentru a vedea care sunt totuși soluțiile în depășirea acestei situații. Da, bine, mulțumesc. Alte întrebări? Mulțumesc, dar eu n-am primit răspuns la întrebare, fiindcă consider că dacă voi ați avut atâtea obstacole și lipsa documentelor, fiind expertiza juridico-contabilă, putea fi termenul micșorat pentru a nu extinde până la 6 luni și acum să spunem că nu putem expune asupra, să dăm o concluzie generală. În primul rând, vreau să menționez că termenul de micșorare a realizării acestui audit nu a fost posibil din considerentul că au fost înaintate un șir de scrisori atât din partea echipei de audit, cât și din partea Departamentului Poliției de Frontieră, cât și grație și prin intermediul Procuraturii Generale. Am solicitat mai multe informații și date cuprinzătoare care să ne clarifice situația și cum putem să o înlăturăm. Din aceste considerente, noi am fost în așteptarea unor răspunse confirmative sau infirmative. Da, mulțumesc frumos. Nu sunt întrebări. Luați loc, vă rog. Deci este o problemă ce ține de imaginea țării în relațiile cu Uniunea Europeană. Cu regret, este un proiect finanțat de Uniunea Europeană pentru un acord cu Guvernul Republicii Moldova, 10 milioane de euro, și acest proiect iarăși este realizat numai cu judecăți, cu tensionări, cu incertitudini, chiar și iată ce, că aceste piloane sau turnuri au fost plasate fără a avea un studiu geologic și așa mai departe, în teritorii, tot este o încălcare gravă, aș spune, la acest capitol și sigur că acest sistem, eu cred că domnul Purici o să ne spună, este foarte important pentru securitatea statului, pentru a garanta o pază garantată a hotarului cu Uniunea Europeană. Nu e vorba numai de România, dar e vorba și de ce că aceasta este hotarul Uniunii Europene. Și atunci când pe deasupra Moldovei mai zboară și avioane, dracu, știi de unde luate, iată, la zilele acestea, fără să le identifice cineva și ne creează tensionări aici la aterizare în Chișinău și multe, multe alte lucruri. Vreau să zic că probabil cu ajutorul acestui proiect, într-o oricare măsură, s-a îmbunătățit și securitatea la hotarul cu România. Probabil nu întâmplător, iată, cât mai mulți și mai mulți traficanți sunt depistați și sunt trași la răspundere. La capitolul țigări, la capitolul deci, ființe umane din tot de la Oceanul Pacific ori Atlantic, care e acolo, de prin India, vin să treacă hotarul pe aici, pe Moldova. Probabil cunosc faptul că sunt unele posibilități de a trece hotarul până când. Și sigur că cine nu ar fi implicat, dar monitorizarea trebuia să fie din partea organelor abilitate din Republica Moldova, care la timp trebuia să întreprinde măsurile cuvenite. De ce noi putem orice
învinuiri sau întrebări să avem în adresa auditorilor, care putem să le dăm o leacă mai târziu, dar ce să-i faci? Iată executorul judecătoresc în cadrul Uniunii Naționale a executorilor judecătoresc, Iacob Miron. Ce se întâmplă, domnul Miron, la acest capitol, dacă aveți de adăugat ceva? Iată, cu sechestre, cu evidența mărfurilor, nici nu se știe ce fel de mărfuri, care, unde și cum. Cine poate răspunde? Vreți la tribună, vreți unde vreți, la noi democrație totală. Eu succintă să mă expun, la capitolul dat nici eu am făcut un șir de interpelări, atât la Poliția de Frontieră, cât și nemijlocit părților contractante, însă inclusiv și instituțiilor abilitate pentru a interveni în situația în cauză, însă până în prezent, de asemenea, nu am niciun răspuns. Niciun răspuns. Din această cauză, toate acțiunile, adică de executare, în legătură cu faptul pentru a nu aduce careva prejudicii securității, au fost stopate însuși de către mine, până la, într-o evidoare unor probleme, până la stabilirea cu certitudine care și bunuri aparțin atât supra părților contractante, deoarece unele bunuri, conform documentelor care au fost prezentate mie, încă aparțin creditorilor pe procedură, adică nu au fost transmise în conformitate cu procedura legală, nimijlocit părților ierarhic sau, spunem, în corespundere părților contractante. Bine, interpelării una, de executor judecătoresc, asta e cel care pipăie toate cu mânuțele lui, toate materialele care sunt luate sub sechestru, se face un registru, se documentează acest lucru. Aceste chestiuni se fac nu doar prin interpelări. În legătură cu faptul că este un proiect securizat, executorul judecătoresc a întâmpinat un șir de impedimente și nu are acces. Bine, el e atât de securizat, da, el ține de securitatea statului, da, este un proiect foarte important, da, Uniunea Europeană ne-a întins mâna la capitolul finanțări, la capitolul, eu știu, selectarea deci participanților la realizarea acestui proiect, dar noi, în stilul nostru moldovenesc cu prietenii noștri de peste Prut, îngropăm și acest proiect. Și asta afectează imaginea statului, fraților. Eu doresc să comunic că de câteva ore am făcut întruniri și cu Departamentul Poliției de Frontieră. Nemijlocit au fost atrași și partea contractantă, adică din România, CSR, s-a dus nemijlocit de către mine tratative și cu CSR, adică cu partea contractantă din România, pentru evitarea problemelor care s-au creat, pentru somarea ultimilor și deblocarea situației în cauză. Însă, cu părere de rău, nu pot să-i oblig. Nu e clar. Cum vedeți dumneavoastră finalul acestei operațiuni? Bine, la un moment dat, participanții la acest proiect, datorită faptului că departamentul nu vrea să-l primească la bilanț și mai departe, el poate deconecta acest sistem și la revedere. Când veți treze, ori veni și ori transmite. E posibil așa ceva? Este posibil, doar dacă în cadrul procedurii de executare și conform unor hotărâri, de fapt, a fost solicitat de către executorul judecătoresc și înaintate și instanțelor de judecată de a explica referitor și la procedura în cauză, la care am primit și un refuz, dar luând în considerație faptul că instituțiile abilitate, adică organul procuraturii și de urmărire penală, urmează și își facă, să spunem, lucrul său într-o evitare acestor probleme, deoarece până în prezent, fiind o expertiză contabilă, nu am fost adus la cunoștință, cu toate că am solicitat să stabilim
care nume bunuri aparțin subcontractorului din Republica Moldova. Și până în prezent nu am primit răspuns. Eu, de asemenea, nu știu de ce s-a aplicat doar restricții la transmitere pentru a obține informațiile necesare pe care bunuri urmează să fie aplicat sechestru și din ce surse sau prin ce modalitate de clarificat aceste litigii. Domnul Iacob, nu e vorba de, nu cu titlul de învinuire. Și eu cred că aici mai puțin de lucru are procuratura, dar trebuie sporită responsabilitatea participanților la executarea acestui proiect. Că prin procuratură voi numai o să pierdeți timpul, o să tergiversați darea în exploatare acestui sistem, o să-l exploatați așa ni tam, ni sam, adică nefinalizat la justa valoare. Eu vă înțeleg, dar în cadrul procedurii de executare au apărut și alte informații care, de fapt, eu... Bine, sunt furturi, dumneata, nu pot să răspund. Nu pot să mă... Nu puteți să spuneți, dar nu bine. Domnul Viorel Malcoci, aveți de adăugat ceva dumneavoastră? Este? Vrei să taci ca un răzvetic, da? Eu spune, te rog, afectează imaginea țării, pune sub pericol în violarea hotarilor țării, iată, nefuncționalitatea de plină și netransmiterea destinatarului final acestui sistem. Întocmai, domn președinte, și nu mai pune în pericol securitatea statului, dar șterbează și imaginea Republicii Moldova, că am avut întâlniri de mai multe ori cu colegii din România, care tot așteaptă un rezultat și permanent ne întreabă când finalizăm proiectul dat și care este situația cu judecățile. Recent negociem, recent ne-am întors din deplasare și dânșii sunt foarte îngrijorați de toată sistema de funcționare în Republica Moldova. Da, mulțumesc frumos. Eu nu văd aici necesitatea implicării atât de profunde și tergiversarea realizării proiectului numai datorită faptului că suntem în judecăți. Eu cred că trebuie cineva cel mai cointeresat în realizarea acestui proiect să-i convoace pe toți participanții și să procede la, deci, la realizare cine ce are de făcut, cine ce întreprinde și de-l dus la un bun sfârșit. Nu o să îmblați în judecată, nu știu. Da, suntem asta de acord. E pierdere de timp și scurtare de viață. Până vor îmbla prin judecăți, o să dispară jumătate din utilajul ăsta. Poate asta se urmărește. Poate, eu zic și la ce poate aduce, știi. Dar un sistem care trebuie să garanteze securitatea hotarului, Uniunea Europeană, Republica Moldova, iarăși dăm cu obrazul în noroi pur moldovinește. Păi, fraților, societatea are încredere în cei care i-a amplasat în aceste structuri să muncească, dar societatea așteaptă și careva rezultate. Eu nu vreau să zic de cei că banii ăștia totuși o să trebuiască întorși cândva înapoi. Tot de pischinarea. E donație, da? Da, dacă e donație, trebuie să ne atârnăm moldovinești către asta. Îngropați și ciorți nim. Îngropați și ciorți nim. Nu, cum a fost posibil, cine poate să-mi răspunde, cum a fost posibil amplasarea acestor turnuri fără a avea un studiu, iată, a terenurilor unde le-ați amplasat. Cum ați amplasat turnurile astea fără a coordona aceste probleme cu organele administrației publice locale? Cine poate să răspundă la asta? Poftim, eu nu pot să ridic subalternii dumneavoastră, fiindcă nu vreau și pe dumneavoastră să vă incomodez și eu vreau să fiu corect.
Dar probabil la toate întrebările aveți răspuns dumneavoastră. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Curții de Conturi, din păcate, cei care v-ar putea oferi un răspuns nu sunt prezenți astăzi la această ședință. Poate ar fi cazul să-i fi invitat și pe ei. Am vrut doar să spun că Departamentul Poliției de Frontieră se află încă într-un cerc vicios. Acum 4 ani, când am preluat conducerea Departamentului Poliției de Frontieră, sistemul se afla într-un scandal, în apogeul unui scandal de proporții legat de faza 1 Tetra, un scandal care era constituit din mai multe infracțiuni, dacă doriți, abuzuri, și pe toată perioada plus erau și niște tente și elemente de corupție. Eu cred că Departamentul Poliției de Frontieră a epuizat toate mijloacele posibile, legale. Eu nu știu dacă ar fi cazul să dau acum toată lista exhaustivă de măsuri care au fost întreprinse din punctul nostru de vedere. Eu am uitat, cred că, să menționez totuși calitatea raportului Curții de Audit. Este un raport foarte bun. Este un raport foarte întemeiat, în care se reflectă absolut toate nuanțele care au fost descoperite. Poate nici noi nu le-am descoperit la timpul nostru. Acest raport este foarte util și mai ales datorită faptului că va fi pus pe masa delegației Uniunii Europene și ei vor avea acces la toate subtilitățile acestei probleme. Și atunci va fi mult mai ușor să comunicăm și cu ei și să găsim soluții posibile de rezolvare. Cât privește funcționalitatea, v-ați referit la riscurile legate de securitatea frontierii. Vreau să menționez, dar foarte clar, că funcționalitatea sistemului Tetra, inclusiv faza 1 și faza 2, este asigurată. Sunt cu probleme niște locații, dar echipamentele și utilajul de legătură Tetra a fost luat la evidență contabilă și sunt funcționale. Deci pe acel tronson de la Giurgiulești și acum până la nordul țării, sistemul este perfect funcțional. Deci nu există. Inclusiv asta e a doua fază care a derulat mult mai repede și mult mai eficient și fără absolut nicio problemă, iar rezultatul și succesul fazei 2 ne deschide perspectivele unei a treia faze care ar putea acoperi întreg perimetrul țării. Și de serviciile Tetra ar putea beneficia și guvernul, și pompierii, și polițiștii, și foarte multe instituții ale statului. Cel puțin acest raport de audit ne deschide anumite perspective. Cel puțin noi nu suntem singuri și sper că în discuție se va include și delegația Uniunii Europene. E o problemă care ține acum de un dialog care într-adevăr a depășit și Poliția de Frontieră, dar și echipa de auditori. Este absolut corect că perioada acestui raport a fost prelungită, fiindcă era nevoie de niște răspunsuri la anumite interpelări. În linii mari, asta a fost situația. Noi încă nu am ieșit din acest cerc vicios și căutăm împreună soluții. E adevărat că acest raport nu prea ne dă și soluții tehnice de rezolvare a problemei, dar sigur că sensibilizează toți jucătorii și toate autoritățile statului care au competență în acest domeniu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru cooperarea care am avut-o. Și sunt totuși optimist că problema va fi scoasă. Mulțumesc. Deci soluții tehnice nici nu poate da un raport a Curții de Conturi, fiindcă nu asta este misiunea noastră. Noi am invitat ministrul de interne, secretarul general al guvernului, de Centrul Național Anticorupție, șeful SIS,
Procuratură, domnul Pirca Tapiola și Comisia Parlamentară Securitate Națională. Cu părere de rău, nu au venit. Noi nu trebuie să simplificăm lucrurile, fiindcă până la urmă, soluționarea securității, problemei securității hotarului va fi o problemă numărul unu la, să zicem, la procesul de integrare european. Pe urmă, să nu simplificăm lucrurile, dimpotrivă, situația este destul de delicată, fiindcă nu este o țară care are numai un perimetru dintr-o direcție. Noi aici, în cadrul acestui proiect, trebuie să conlucrăm în viziunile mele, de Doamne să nu greșesc eu, de conlucrat cu delegația Uniunii Europene, de conlucrat cu Ucraina, cu statul vecin, și de garantat securitatea hotarilor Republicii Moldova în tot perimetrul țării și la hotarele cu Ucraina. Iată cum aici trebuie de conlucrat, dar având unele înțelegeri deja cu Ucraina la capitolul, să zicem, monitorizării situației grăncerii noștri și cu cei ucraineni, cred că s-ar găsi o soluție și pentru amplasarea sistemului TETRA și la hotarele din această parte a țării. Deoarece noi trebuie să închidem, iată, pe tot perimetrul țării, să securizăm hotarele noastre. Că acolo încă nu eu să-ți spun, domnul Purici, ce se întâmplă la hotarele din perimetru, acest 400 și ceva de kilometri, Ucraina cu raioanele din stânga Nistrului. De ce noi o să ne adresăm cu recomandări, cu propuneri, cu rugăminți, dacă și delegații Uniunii Europene. Sigur că o să revedem și aceste propuneri sau recomandări pentru legiuitor, pentru procuratură, pentru guvern, pentru cei care trebuie să dea o dinamică pozitivă în soluționarea acestor probleme. Așa cum la noi probleme. Așa cum la noi este de funcțional sistemul judecătoresc, noi putem aștepta vreo 15-20 de ani până când se va hotărâ o chestiune de, pentru care este necesar jumate de oră. Pe urmă, încă o dată revin. Imaginea țării. Și chiar suntem așa de impotenți și nu avem capacități instituționale să ducem un proiect de ăsta până la un bun sfârșit? Eu înțeleg că la mulți nu le place. Dar atunci când numai un copil are 4 note de 10 la susținerea bacului din 24.000, dăm un semnal pentru toată lumea, cine suntem noi. Un proiect de securitate la hotarele Uniunii Europene care demonstrăm toată impotența pentru a-l realiza și așa mai departe și așa mai departe. Și ne împiedicăm unde? Eu cred că datorită faptului că acum sunteți parte a Ministerului de Interne, ajunge, eu cred că, capacități administrative de a convoca toate structurile care sunt implicate și mai ales că, iată, partea română, după cum ne-a informat reprezentantul structurii aici la această ședință a Curții de Conturi, de adresat la partea română, dacă gentlemanii de acolo nu au când să vină, să le găsească timp, alte structuri și să vină încoace, să așeze toți participanții la acest proiect și pur omenește, nu prejudecată. Pur omenește, punctul 1, punctul 2, 10, 20 și termeni
de trecut la realizare și de terminat cu acest proiect care este necesar și nu cred că este atât de greu de realizat. Bun, poftim, stimați colegi, dacă aveți întrebări la ceilalți, nu vreau să întreb, pentru că nu pot să-l pun în incomoditate pe domnul Purici, viceministrul afacerilor interne, șeful departamentului. Eu nu mă vreau să mă adresez la toate cele la structuri, că aici cât sunt, câți gentlemen de la departamentul de poliție de frontieră. Voi îi ajutați domnului Purici, ori numai subminați. Voi puneți umărul, ori întindeți piciorul și puneți pedică la realizarea acestui proiect. Dacă aici nu sunt indice, înseamnă că și în alte domenii tot îi cam pe aici. Domn președinte, nu vă place așa? Nu nimic, poftim. Ce să ne plac? Noi, evident, că lucrăm ca o echipă. Nu putem să ne punem piedici unul la altul, mai ales că este interesul comun, este interesul Republicii Moldova, a tuturor cetățenilor, în primul rând. De aceea, toate acțiunile care au fost întreprinse și care se întreprind în continuare de către Departamentul Poliției de Frontieră sunt raportate și sunt coordonate cu conducerea Ministerului. Vreau încă o dată să mulțumesc echipei de audit care a realizat acest raport, fiindcă într-adevăr este o descriere detaliată a întregului proces, a întregului proiect, care ne permite să anticipăm și să ne propunem anumiți pași pe viitor. S-au făcut multe lucruri de către echipa, noua echipă managerială a Departamentului Poliției de Frontieră din 2012 încoace. 2012 mă refer la sfârșitul anului, nu și începutul anului respectiv. De aceea urmează să continuăm, urmează să avem acele discuții cu toți actorii implicați, cu toți partenerii, astfel încât să găsim o soluție de comun și o rezolvare a problemei, așa cum s-a referit și domnul viceministru. Bine, mulțumesc. Eu aceasta și-am vrut să aud de la dumneavoastră, ca... Da. Cele mai multe soluții se pot găsi în cadrul dosarului penal, care a fost pornit, cauza penală pe totalitatea acțiunilor ilegale. Tocmai în cadrul dosarului penal putem să-i constrângem pe o parte sau pe alta pentru a-și executa obligațiile. Deci asta fiind, dragii mei, avem procuratură, nu-i vorba de imixiune în, să zicem, într-o judecată sau în activitatea procuraturii, dar sunt interesele statului. Și eu m-aș adresa către reprezentantul Securitisului. Eu vă rog informați-l pe domnul Mihai Balan și trebuie de sensibilizat procuratura generală sau acolo unde se găsește acest dosar la capitolul, iată, impedimentele, pericolele care le avem noi. Eu nu zic că Ureceanu sau Purici sau altcineva, dar e vorba de țară, e vorba de imaginea țării și pentru nimic, da, vă rog. Domn președinte, noi conlucrăm de comun cu procuratura, absolut toate măsurile sunt coordonate și rezultat cred că o să fie și este deja un rezultat comun. Astfel, ce ține de competența SIS-ului, noi raportăm și procuraturii și Ministerului Afacerilor Interne derularea procesului. Dar totuși organul de procuratură este ierarhic. Eu înțeleg foarte bine și nu chiar sunt de azi, să zicem. Dar vreau să menționez că datoria dumneavoastră este de a sensibiliza la timp despre pericolul iată în realizarea acestui proiect. Și nu dumneavoastră trebuie să le dați indicații, dar îi sensibilizați la timp și atunci se dă o dinamică, o altă dinamică, o altă atitudine. Ei acum tot sunt în această reformă a procuraturii,
au de ajuns probleme, Ministerul de Interne tot are de ajuns probleme, dar, să mă credeți, nimeni nu caută dușmani. Și eu nu vreau să arăt cu degetul numele Curții de Conturi. Deci la acest capitol, dar hai să consolidăm forțele, hai să atenționăm și Comisia Europeană dacă de ei depinde ceva în acest caz și nu numai finanțare. Dați conlucrați, vă rog, iată, cu echipa de audit la capitolul recomandări, care sunt pasibile, iată, pentru structurile participante. Dumneavoastră cunoașteți dinăuntru problema aceasta mai bine decât noi. Deci vă mulțumesc frumos de aprecierile activității auditorilor. Într-adevăr, este un audit foarte delicat, care nu poate scoate în afara unele lucruri care, mă rog, sunt specifice, nouă. Nu bine, dacă nu aveți întrebări, eu vreau să vă mulțumesc, domnul Purice, dacă o lăsați să soluționeze de la sine această, problemă, nu se va soluționa. Dați-i o dinamică pozitivă în structurile în care activați toți dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, la revedere! Poftim? Ia că asta și ne bucură foarte mult. Hai, să trăiți, la revedere! Să poți ori lăsa toate. Nu bine. Bun, la raport, putem. Concret. Eu să vă ofer cuvântul. Bine, la raport nu sunt. Da, vă rog. Am vrut să tac, dar... Mai gine, dar nu, dar nu pot. Povestea Costel Trăcea că toate problemele indicate aici nu ține de Curtea de Conturi. Probleme de securitate a statului. Ministerele, procuraturile, judecătoriile și așa mai departe, care sunt sensibilizate la problema dată, puteau să facă o comună ședință, să adreseze Consiliul de Securitate a Statului și să sensibilizeze problema. Și acolo este adevărat cu sensibilizarea. Iar noi, Curtea de Conturi, dacă ridicăm legea Curții de Conturi, noi răspundem de partea financiară. Și avem treabă, încă o dată, excurs timpitate întreprinderile sau subcontractanți, nu are treabă Curtea de Conturi. Curtea de Conturi are treabă doar de contractantul general care deblochează finanțarea. Deci cum a apărut necesitatea acestui proiect? De unde? Și de ce sunt eu obligațiunile nu văd noastre nimic față de... legat de Curtea de Conturi. Da, pe mine mă îngrijorează situația, da, sunt probleme, da, sunt... Asta... Dar nu ține de Curtea de Conturi. Cum a apărut acest proiect? Această misiune de audit a
S-a inițiat urmare de pistere în cadrul auditului de performanță care a fost efectuat în anii 2014-2015 pentru a evalua mecanismul actual în coordonarea asistenței externe oferite Republicii Moldova la securizarea frontierei de stat. La acea misiune, auditorii au sensibilizat atât conducerea curții de control, cât și prin ședința plenară, că este necesar de a efectua un audit de conformitate al proiectului în vederea remedierii situațiilor atestate, deoarece, da, domnul vicepreședinte, sunt de acord că noi sensibilizăm și atestăm situațiile financiare, dar în cazul dat este patrimoniul care urmează să fie cu drept de proprietate al Departamentului Poliției de Frontieră. Merge vorba de 1.900.000 de euro, bani oferiți de Uniunea Europeană. În cazul dat, noi nu am putut să nu facem o astfel de misiune de audit și prin care să aducem la cunoștință tuturor părților implicate. De asemenea, aș vrea să menționez că la pagina 19 din prezentul raport este atestată situația, precum că Departamentul Poliției de Frontiere a fost invitat la Comisia Securitate Națională Apărare de Ordine Publică din cadrul Parlamentului, audiat în luna noiembrie 2013, dar până la momentul final nu s-a întreprins nicio măsură. Situația nu este depășită. În acest caz, eu sunt ferm convinsă că prin acest raport noi vom da un imbol.